oriunde mergi, orice faci. More music for free. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM. Tradițional, în această perioadă a anului se lansează o piesă de sărbători, dar e o piesă specială pentru că este compusă chiar de ambasadorul Danemarcei, excelența sa Søren Jensen. De data asta e un pic diferit de colindele anterioare pentru că are și un mesaj ecologic, pentru că tot am vorbit în ultima perioadă pe Dâncu Prioritate despre treaba asta, adică să conștientizăm schimbările climatice și nevoia noastră de implicare acum. Alături de noi pentru a ne povesti despre această piesă și nu numai, se află Janina, coordonator comunicare marketing la Asociația Magic, și Laila, voluntar Magic, un voluntar care își împrumută vocea pentru al doilea an la rând pentru această piesă specială de sărbători lansată de ambasada Danemarcei în beneficiul Magic. Bună seara, bine ați venit pe la noi! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ați venit. Spuneți-ne, care este legătura între ambasada Danemarcei și Magic? Cum s-a închegat legătura asta? Cum a început? Trebuie să spun că e deja al patrulea Crăciun când ambasada Danemarcei înregistrează un colind pentru Asociația Magic și pentru a atrage mai mult atenția asupra cauzei noastre. Din ce mi-amintesc eu, ne-am împrietenit tare, tare după campania din 2017 împreună pentru Magic Home și de atunci împreună am rămas. Domnul ambasador Jensen și echipa de la ambasada Danemarcei ne-au vizitat în tabără, ne-au ajutat de mai multe ori cu strângeri de fonduri. Anul ăsta au găzduit o seară, un concert virtual pe 4 februarie, pentru ziua internațională împotriva cancerului. Deci este o prietenie destul de lungă și de strâns. De 4-5 ani, e o prietenie care sper să dureze la nesfârșit și să ne uimiți în fiecare an cu astfel de piese. Laila, cum a fost să cânti pe piesa asta? Știu că nici pentru tine nu e prima oară. Nu? Da, bună seara. Bună seara. Eu sunt actriță la bază și cântăreață și cumva cochetez cu muzica și tocmai de aceea nu mi-a fost atât de greu. Doar că piesa a fost înregistrată cumva pe repede înainte, nu pentru că nu am fi avut neapărat timp, ci pentru că așa s-a întâmplat să fie. Și sperăm că a ieșit un produs bun, chiar dacă n-am avut prea mult timp de repetiții. Iar vocea mi-am donat-o pentru că mama mea lucrează la Asociația Magic, este contabilă acolo și cumva fac și eu tot ce pot să dau mai departe de veste că Asociația Magic există. Spuneați că trebuie să conștientizăm mai mult ca oricând schimbările acestea climatice și nevoia de implicare. Ne puteți da câteva recomandări, sfaturi despre cum putem să ne implicăm și ce ar trebui să nu mai facem sau să facem? Nu știu dacă sfaturi neapărat sau dacă am sfaturi speciale, cred că sunt cele de bun simț universal aplicabile. Să nu ne amintim de cei care au nevoie de noi doar în luna decembrie, oamenii care au nevoie de ajutor au nevoie de el tot timpul anului și e bine să fim deschiși spre a face bine și spre a fi alături de ceilalți tot timpul anului, doar în preajma sărbătorilor. De asemenea, legat de mesajul ecologic pe care îl transmite această piesă, pentru că el este unul foarte important, să fim atenți și să facem fiecare pași mici în direcția asta spre a polua cât mai puțin sau spre a fi cât mai atenți cu mediul din jurul nostru, pentru că, într-adevăr, el ne influențează și sănătatea și starea de bine de fiecare zi. Înainte de a veni, tocmai ce vorbeam despre decizia Austriei, care renunță la unele proiecte de construire de autostrăzi, tocmai pentru că au ajuns la concluzia asta că autostrăzile aduc trafic, traficul aduce poluare. Și comentam împreună cu ascultătorii noștri că, mă rog, ei la numărul de kilometri de autostrăzi pe care îl au își permit 1700 și ceva. Noi nu prea avem la ce să renunțăm în sensul ăsta, însă putem face ceva concret pe lângă acest și să așteptăm autostrăzile în continuare. Pe 6 decembrie, dacă nu mă înșel eu, mi-aș fi plăcut foarte mult să ascultăm piesa domnului ambasador astăzi, însă înțeleg că va fi o lansare oficială pe 6 decembrie, chiar aici la Europa FM. Europa FM va lansa această piesă compusă și înregistrată de ambasador alături de echipa Magic și alături de echipa Misiunea Verde de la Europa FM. Mă bucur tare mult că până atunci, uite, am primit un mesaj chiar de la domnul ambasador și luni vreau să îi anunț pe ascultătorii noștri că piesa se va auzi în premieră
la Europa FM și va fi lansat cumva și videoclipul, că e vorba și despre un videoclip, da. Ne puteți spune două vorbe despre el? Ne-am zis prea mult la filmarea asta, e clar. Videoclipul, să spunem că a fost făcut în foarte multe locuri, dar de fapt într-un singur loc. Adică s-a făcut cu green screen și o să vedem foarte multe imagini care vor fi în spatele nostru, dar noi nu am fost în acele locații. Dar da, a fost o zi chiar interesantă. Au fost și oameni de la ambasadă, domnul ambasador, voluntari magic, Janina. Am fost destul de mulți. Cu măști, bineînțeles. Da, nu se mai pune discuția. Nu se mai pune. Da, și ne-am distrat. A fost o zi plină și... Vă invidiez, sincer. Vă distrați, ajutați, aveți o meserie foarte frumoasă. Da. Și o pasiune comună foarte frumoasă. Hai să ascultăm mesajul domnului ambasador. Bună, Radu! Let me introduce this year's Christmas song from the Embassy of Denmark. This year, it's about climate change. And our message is, încălzirea planetară este astăzi peste poate, să găsim soluții dare ca să împunem bețem urate. Excelent! Am ascultat chiar pe ambasadorul Danemarcei, excelența sa, Soren Jensen. Luni piesa, iar discuția noastră continuă mai departe pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes și mulțumim și noi pentru cadou ăsta pe care o să-l ascultăm împreună luni. Mulțumim! Oriunde mergi, orice faci, more music for free. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM. Întrebam ceva mai devreme și pe radio, cum se pot implica ascultătorii noștri în a susține cauzele voastre, cauzele Asociației Magic? Este, cred că trăim zile în care este mai ușor să te implici decât oricând altcândva. Fie că ai 2 euro de donat prin SMS în fiecare lună sau doar o singură dată, fie că vrei să-ți donezi timpul și să fii voluntar pentru o cauză în care crezi, sau că ai o vorbă bună pentru un om care trece printr-o situație dificilă. În cazul nostru este foarte de ajutor ca oamenii care știu despre Magic să vorbească despre asociația altor oameni. Fiecare au nevoie de noi, fiecare ar putea să ne ajute. De asemenea, este foarte important în luna decembrie ca toate companiile să știe că dacă au înregistrat profit ori venit în anul în curs, atunci când își vor plăti impozitul la stat, pot să redirecționeze până la 20% din acesta către un ONG. Este gratuit pentru ei și oricine o poate face. Apropo de implicare, cum s-a derulat implicarea asta de la an la an? Ați observat o îmbunătățire, o stagnare sau implicarea oamenilor pentru cauzele pe care le susțineți voi? Dacă stau să mă gândesc, cred că noi am putut să vedem că o îmbunătățire în implicarea oamenilor. Pare cumva ciudat, mai ales că e al doilea an de pandemie și ai putea să te gândești că oamenii sunt mai concentrați pe ale lor și pe grijile lor, dar adevărul este că noi am putut să dezvoltăm proiecte noi în plină pandemie, proiecte care se bazează 100% pe voluntariat. Asta e o veste minunată și poate neașteptată, având în vedere contextul pe care îl traversăm. Pe finalul întâlnirii noastre din seara asta, mai spuneți-ne, vă rog, o dată, care este legătura dintre această piesă pe care o să o lansăm la Europa FM, piesă interpretată de domnul ambasador al Danemarcei, și Asociația Magic. Este al patrulea Crăciun în care domnul ambasador și echipa ambasadei Danemarcei înregistrează un cântec pentru Asociația Magic. Fiecare an au făcut asta ca să atragă atenția oamenilor asupra cauzei copiilor bolnavi și anul acesta este dublat și de un mesaj ecologic, care este, cred eu, foarte important în contextul în care ne aflăm cu toții acum. Janina, îți mulțumesc foarte mult, Laila, îți mulțumesc foarte mult și mult succes și ca voluntar Magic și în cariera ta ca artistă. Poate ne mai întâlnim și cu altă ocazie să discutăm despre acest lucru. Seară bună tuturor, mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă aștept pe drum cu prioritate.